Hristos a înviat, sper că sunteți cu toții bine, că ați petrecut frumos în sânul familiei, ați avut sărbători liniștite, binecuvântate, alături de cei dragi vouă. Au trecut sărbătorile, acum ne apucăm iarăși de treabă, deși vântul bate cam nervos, trebuie să mergem înainte cu lucrările, mai ales că înainte de Paști, bineînțeles, n-am mai stat de grădină, am stat mai mult de treabă prin casă, curățenia de Paște, ca de obicei, și am neglijat grădina, iar acum va trebui să o iau cu mare răbdare, să îndepărtez toate buruienile, pentru că e plină grădina mea de buruieni. Și mai mult decât atât, mai am multe de semănat, multe de plantat, și multe de etichetat. V-am spus în videoclipurile trecute că anul acesta merg cu foarte multe soiuri, mă interesează să-mi recoltez semințele de la cele mai rezistente și mai gustoase, soiuri de roșii și nu numai. Și acum a sosit momentul să etichetez fiecare fir în parte. Aici, în zona asta, este zona, mai mult zona de studiu. 30 de soiuri am aici în spate, câte un fir, două, trei, în funcție de cum am avut și cam care e preferința mea, ca să zic așa. Cum procedez? Deja eu le-am palisat, vă amintesc faptul că am plantat mai devreme cu o lună, de obicei afară, plantam în perioada asta. Suntem astăzi în 9 mai, este joi, și cam în perioada asta plantam răsadurile afară, în seară, bineînțeles, mai devreme. Dar anul acesta am mers la risc, ce-i drept, am riscat foarte mult și am plantat pe data de 8 aprilie afară și mai devreme de 8 aprilie în seară. Am riscat. Nu știu dacă o să mai am curajul să mai risc și anul viitor. Eu întotdeauna reamintesc acest lucru și spun că fiecare acțiune pe care o fac asumându-mi riscul. Nu pot să încurajez pe nimeni să facă aceleași lucruri, pentru că mai depinde fiecare unde stă. Dacă zona este mai călduroasă, noi stăm în sud-estul țării, la noi zona este secetoasă, după cum bine știm, și totuși temperaturile nu sunt atât de scăzute ca în vest, spre exemplu, sau în nord. Deci n-am avut parte de îngheț târziu, spre deosebire de alte zone. Dar nu mă pot baza, bineînțeles, în viitor pe acest, că nu e bătut în cui. Da. Roșiile sunt bine, sănătoase, mulțumesc lui Dumnezeu. Bineînțeles că le-am tratat, v-am spus acest lucru pentru că m-ați întrebat și am spus în primă fază de creștere, din fază de răsat și până leagă, până își formează gogonele, noi tratăm cu produsele de specialitate pe care ni le recomandă la fitosanitare. Când se duce soțul la fitosanitare, zice, vreau un tratament un insecticid și un fungicid pentru răsadurile de afară, la care mai dă și un îngrășământ. Întotdeauna ne-a dat trei în pachet, cum ar veni în aceeași pompă, trei produse. Un fungicid, un insecticid și un îngrășământ, toate trei în aceeași pompă de 10 litri, dat peste tot. Așa procedăm noi. După ce leagă, am mai spus, după ce își formează gogonelele, nu mai dăm cu ce recomandă de la fitosanitare noi, dăm doar cu ce facem și am testat de-a lungul anilor în propria gospodărie. Așa procedăm noi. Nu pot să dau o recomandare, stropiți cu butare lucru, nu. Întotdeauna la fitosanitare vă spune exact ce și cum și în funcție de ce găsiți la fața locului. Pentru că un magazin poate să vândă un anumit produs, alt magazin alt produs. Deci nu stau acum să dau exact produsele, pe oricum nici nu le știu denumirea și întotdeauna soțul se ocupă cu asta. Nu eu.
Aceasta a fost o paranteză pentru că am fost întrebată cu ce am tratat. Le-am tratat cu ce ne-a recomandat de la magazinul din oraș, de la fitosanitare. Și același lucru vă recomand și vouă, dacă nu știți cu ce să tratați, nu aveți, vă duceți la specialist și vă recomandă. Dacă aveți o anumită problemă, vi s-au încrețit frunzele, poate aveți un virus, nu lăsați să se întindă la celelalte virusuri, asta da, o să o recomand, pentru că dacă o plantă se îmbolnăvește, virusul mozaical sau cum îi spune, sau alți viruși, și virusul se răspândește, pentru că afidele fac acest lucru, transmit boala de la o plantă la alta, e păcat să pierdeți cultura. Asta pot să recomand. Vedeți, luați măsuri din timp și stropiți cu ce considerați voi că este mai bine. Sunt atâtea produse, atâtea magazine, încât nu are sens să vă dau eu acum stropiți cu cutare. Poate nu este, poate ce a fost bun la mine nu este bun la voi. Dar pot să împărtășesc cu voi, când va veni momentul, cu ce anume fertilizăm, cu ce tratăm noi în grădină și în seră, din momentul în care vom începe să... Ultimul tratament a fost acum o săptămână, înainte de Paște, înainte de flori. Și aceste tratamente se recomandă o dată la 2 săptămâni, după cum bine știm, fungicid, insecticid și fertilizant. Da. Acum, am cumpărat niște etichete din plastic de la chinezi. Mă uit că sunt niște albine care sunt bâzie prin jurul meu și tare mi-e să nu fiu iar înțepată. O să vă povestesc într-un alt videoclip. Pe canalul La Țară am povestit pățeanea ce am pățit noi de în ziua de Paște. Vă invit, dacă vreți să-l urmăriți și aveți curiozitatea, vă pun linkul în colțul din dreapta sus și o să revin și pe acest canal cu mai multe lămuriri și atenționări cu privire la acest lucru. Am aici etichete cumpărate de la magazinele de chinezi. N-am dat o avere, nu mai știu cât, dar nu a fost o avere. Sunt vreo 100 de etichete din plastic. Am mai făcut eu experimente și mi s-au șters, am scris cu marker permanent, s-au șters absolut tot. Și acum am zis că, fiind un an important, un an de studiu la toate soiurile astea pe care le-am aici, am cumpărat etichete din plastic, creionul specific și cu el notez. Pe o parte notez numărul. Eu aici pe acest caiet am făcut o listă cu toate soiurile, le-am dat fiecărui soi un număr. Și scriu pe o parte numărul și pe cealaltă parte denumirea soiului și în acest fel, fiecare etichetă având ață o atârn la fiecare fir în parte, am aici 64 de fire în total. O să vi le reamintesc într-un alt videoclip toate soiurile pe care le am, ca să nu mă lungesc prea mult. Și asta fac astăzi, dragilor. Etichetez toate roșiile de aici, din seră, și din partea cealaltă, pentru că mai am în grădină un alt spațiu destinat roșiilor. Și am grijă să etichetez fiecare soi ca să știu eu exact ce și cum. Tot în cursul zilei de astăzi, ca și program, toate buruienile trebuie să le îndepărtez. Au crescut mare aici, n-am avut timp să îndepărtez buruienile, dar v-am mai spus, tot rău spre bine, pentru că cu cât buruiana e mai mare, cu atât e mai bine. Eu o îndepărtez și o pun la fața locului și fac mulci din ea, astfel încât să, pentru că o să vină perioada aceea secetoasă, acum sunt nori, bate vântul, a mai plouat, deci am udat și noi, bineînțeles, dar când va veni acea perioadă secetoasă, un mulci este mai mult decât salvator. De-a lungul timpului am salvat foarte multe culturi cu mulciuri și când nu am avut masă verde, am pus cartoane umezite, în cel mai rău caz. Deci asta o să fac. Îndepărtez toate buruienile care au crescut destul de măricele, le las la fața locului să se mențină umiditatea în sol, mai economisind din apă. Am mușețel foarte mult aici, o să-l tai, dar nu-l scot din rădăcină, doar îl tai, că nu am răbdare să stau să culeg mușețelul. Îl tai cu totul și când am eu timp la masă, ușor, ușor, sau în casă, dacă bate vântul, îl pun la uscat.
dar nu-l tai acum pentru că nu e momentul acum, trebuie să fie o zi însorită ca toate proprietățile să-și le păstreze în floare. Deci e important și momentul, nu când sunt nori, nu recoltăm plantele medicinale când sunt nori. Revin cu altă filmare în legătură cu momentul optim și cum anume fac eu când recoltez și cum le usuc, unde le depozitez și așa mai departe. Foarte bună asociere a mușățelului cu roșiile prin proprietățile pe care le emană, mai le deține mușățelul, mai ține la distanță anumite insecte dăunătoare și fiind și un fungicid, un dezinfectant, prin rădăcini face bine plantelor lângă, care este care se află în vecinătatea mușățelului și a altor plante medicinale, nu doar a mușățelului. Dar mie mi-au crescut aici spontan, am semănat cu mult timp, vreo 3 ani în urmă, în jurul pomului, acolo în jurul vișinului. A ieșit în primul an, în al doilea an n-am mai ieșit cine știe ce, iar acum a ieșit am un covor de mușățel acolo în zona aia. Mai am o zonă în care am semănat și mi-au ieșit, îmi iese an de an în acel loc și am grijă, îl protejez, am grijă, îl tai și apoi ud. În zona aia este protejată, e doar pentru mușețel. E bine să avem mușețelul în propria grădină pentru că se poate găsi, bineînțeles, și pe maluri, pe drumuri, dar nu este curat. Vă dați seama că foarte multe animale trec pe acolo, nu doar pe patru picioare. Și cine știe ce obișnuințe mai are și omul, nu doar animalul. E bine să semănăm propriile plante medicinale în propria grădină, dacă nu avem posibilitatea să ne ducem în pădure, să, bine, să mușețelul nu îl găsim în pădure, vorbesc de alte plante medicinale, dar nu toată lumea are nici sănătatea și nici timpul la dispoziție să se ducă, spre exemplu, în pădure să culeagă cimbrișor sau sunătoare, sau e bine să le avem, să avem așa în grădină un colțișor sau nu doar neapărat un colțișor, pur și simplu plantate printre culturi anumite plante aromatice, medicinale, pentru a le avea întotdeauna la îndemână, părerea mea. Dragilor, acestea fiind spuse, mă opresc aici, îmi văd de treaba mea, etichetez după cum am spus, buruienile, o să revin, pentru că acum e un haos aici, nu se înțelege absolut nimic, dar revin, o să vă arăt exact și soiurile și asocierile, pentru că, spre exemplu, aici am pus nu doar roșii, am pus și ceapă în asociere, tot așa, pentru a proteja roșiile de dăunători. Prin mirosul pe care le emană, ține la distanță anumite insecte dăunătoare și prin proprietățile pe care le are ceapa, de antifungice, dezinfectante, antibacteriene, așadar voi, este o metodă naturală de a preveni mai degrabă bolile la plante. La fel și cu usturoiul, la fel și cu alte plante care au anumite proprietăți. E bine să le punem, să studiem un pic vecinătatea plantelor, care sunt asocierile pozitive, dar, bineînțeles, e bine să studiem și vecinii răi, ca să zic așa, adică să evităm să punem anumite plante lângă anumite culturi, ca să nu cumva să le inhibăm creșterea. Căci nu e așa și la plante ca și la oameni. Cum oamenii nu se înțeleg toți, ei între ei nu sunt aceleași firi, la fel și plantele. Sunt vecini buni, vecini răi la oameni, vecini buni, vecini răi cu plante. Acestea fiind spuse, mulțumesc mult pentru atenție, toate cele bune, vă doresc mult spor, multă sănătate, la revedere!